Accident grav în șantierul unui bloc din Sibiu. Un bărbat a căzut de la etajul al treilea în casa liftului. Medicii sosiți la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare și au reușit, din fericire, să îi salveze viața. Starea sa este însă una gravă. Evenimentul s-a petrecut într-un șantier al unui imobil aflat în construcție din Calea Șurii Mici din municipiul Sibiu. Un bărbat în vârstă de 42 de ani a căzut în gol în casa liftului de la al treilea etaj al blocului. Martorii au sesizat 112, iar la fața locului au venit mai multe echipaje de intervenție. Pompierii au reușit să-l extragă pe bărbat din casa liftului și l-au predat echipajelor medicale. Acesta se afla în stop cardiorespirator, însă medicii au reușit să-l resusciteze. Muncitorul a fost transportat de urgență la spital, însă starea sa este critică, fiind inconștient și intubat din cauza traumatismelor severe. A fost deschisă o anchetă, iar Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu s-a deplasat la fața locului pentru a stabili dacă poate fi vorba de un accident de muncă.